Șoferul teribilist care în 2015 a pus în pericol viața unui alt șofer în zona Fântânii Miorița din capital a fost condamnat. Bărbatul acuzat de tentativă de omor și deranjarea liniștii publice a primit 5 ani de închisoare cu executare, deși în prima instanță bărbatul fusese achitat. Roxana Ciucă are mai multe informații despre acest proces. Bună ziua, Roxana! Mai exact ce a făcut bărbatul și când ar urma ca acesta să fie încarcerat? Bine te-am regăsit, Ana Maria. Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor. Păi urmează astăzi, fie se prezintă de bunăvoie și nesilit de nimeri la poliție pentru a intra în penitenciar, începe acea perioadă de 20 de zile de carantină și așa mai departe, fie așteaptă să vină polițiștii la el acasă și să-l ia și să-l ducă în spatele gratiilor. Asta să-ți răspund la întrebare când se prezintă. Mergem mai departe. Ce a făcut? Păi a șicanat în trafic în 2015 un șofer. S-a întâmplat undeva în zona Fântânii Miorița. Cei care sunt din București, cunosc foarte bine această zonă. A șicanat în trafic, spuneam, un șofer care circula total regulamentar, iar mai apoi, în mod intenționat, a intrat cu mașina sa personală în respectivul autovehicul. E o premieră, dacă vrei, cel puțin în București, că nu s-a mai auzit de așa ceva. Iată, un șofer care a făcut șicană în trafic să primească 5 ani închisoare cu executare. Bun, mergem mai departe. 14.000 de euro despăgubiri către victime, pentru că se aflau în respectiva mașină și șicanată în trafic mai multe persoane și o altă femeie care era pe trotuar, era cât pe ce să fie accidentată, a făcut terapie și așa mai departe și primește și acea doamnă despăgubiri. Mașina acestui individ, Sânducu Iulian, controlor de trafic ca meserie, o mașină destul de bună, înmatriculată în 2014, a și fost confiscată, rămâne în posesia statului, însă într-o primă instanță la Tribunalul București, acest șofer a fost achitat pentru tentativă de omor calificat și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Acum, la Curtea de Apel București, a primit 5 ani de închisoare cu executare. Așadar, până la urmă, e un aviz această sentință a judecătorilor definitivă de la Curtea de Apel București. Este un aviz pentru cei care, iată, nu au un comportament tocmai ortodox în acest trafic infernal care este cel puțin